de a ocupat mai mult timp. Deci, mulțumesc din partea echipei noastră. După cum bine știți, astăzi am avut conferința județeană de alegeri a noi echipe de conducere la nivel județean ALDE. Conferința a fost onorată de prezența domnului Călin Popescu Tăriceanu, care a condus o echipă de colegi de la București. A fost onorată de deputați, de senatori și de reprezentanți ai noștri în Guvernul României și la nivelul agențiilor guvernamentale și secretarilor de stat. Deci, motivul pentru care spun eu că a fost îndeplinită o nouă, o veche așteptare a noastră de reprezentare cât mai consistentă a echipei ALDE de la central. Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului și președintele Alianței Liberale și Democraților, stă la dispoziție pentru întrebări, orice fel de întrebare legată de subiectul ce s-a consumat astăzi. Domnul președinte. Spuneți întâi dacă s-au ales președinții echipă, n-am fost în sală, mi-am scos. Da, da, da. A fost ales noul birou politic teritorial. S-a reconfirmat mandatul de președinte pe care l-am avut în trecut și pe care îl voi exercita în următorii 4 ani și a fost ales un nou birou, dar după criteriul pe care, mă rog, este aplicat, care este aplicat și respectat mai în toate domeniile de activitate. Adică echipa care a câștigat, echipa câștigătoare, echipa care a confirmat mandatul pe care l-a avut, nu se schimbă. Au apărut și nume noi și în conducerea județului. Vă vom pune la dispoziție întreaga componență a biroului executiv. Da. Ca să nu se înțeleagă greșit, a fost alegere uninominală, n-a fost alegere de listă, da? Toate că Pitu a vorbit de reconfirmarea echipei, dar au fost reconfirmați cei care au avut rezultatele. Permiteți-mi să vă spun câteva lucruri înainte de întrebările pe care eventual doriți să le puneți. Sigur, prezența mea la Bacău a vrut să marcheze reușita de excepție a unei organizații județene care s-a remarcat în anul 2016 atât la alegerile locale cât și la alegerile parlamentare prin rezultate deosebite și pentru mine a fost onorant că am fost invitat la această conferință județeană de alegeri, unde, sigur, colegii și-au prezentat bilanțul și s-au prezentat în fața delegațiilor. Și vreau să fac o remarcă, dacă nu ați fost în sală, unii dintre dumneavoastră, o conferință județeană cu un număr de 1648 de delegați, care demonstrează forța organizației județene, forța partidului, pentru că la o conferință județeană noi suntem capabili să strângem mai mulți delegați sau să avem mai mulți delegați decât au alte partide care își organizează congresele la nivel național. Și acest lucru vorbește despre forța acestei organizații. La nivelul Moldovei este cea mai tare organizație, cea mai puternică. Este secundată de Iași. Și sigur că am ambiția și colegii mei care sunt președinți de organizații în celelalte județe au ambiția să apropie cât mai mult de rezultatele filialei Bacău. Pentru mine a fost sigur un prilej bun de a trece în revistă practic aproape 2 ani de guvernare cu rezultatele pe care le-am avut. Am făcut o trecere în revistă a situației politice, a principalelor teme care au definit acțiunea politică a Alianței Liberalilor și Democraților ALDE în această perioadă și direcția pe care vreau să mergem în continuare. N-am avut numai cuvinte, eu știu, de laudă, am avut și cereri, solicitări în ceea ce privește modul în care trebuie să se desfășoare acțiunea viitoare. în așa fel încât la anul, la întâlnirea cu electoratul din 2019, la alegerile pentru Parlamentul European, să obținem rezultatele și mai ambițioase pe care ni le-am fixat. Și sigur că avem două rânduri de alegeri, care cred că îi mobilizează pe toți colegii mei. Acestea fiind spuse, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Aș avea eu câteva întrebări pentru dumneavoastră. Ați spus că ALDE nu remaniază pe nimeni. Au mai apărut discuții noi în cadrul partidului vis-a-vis de acest subiect? Nu. Despre ministrul Justiției, despre domnul Tudor Toader, se mai bucură și acum de sprijinul ALDE, având în vedere raportul Comisiei de la Veneția? Raportul Comisiei de la Veneția nu este un element după care să facă aprecierea ministrului. Raportul Comisiei de la Veneția, în ceea ce privește codul penal și codul de procedură penală, e, în fine, o apreciere care nu cred că are de ce să-l vizeze pe ministrul Tudorel Toader. Eu cred că ministrul Toader este un ministru al Justiției, cum nu cred că am avut prea mulți în perioada din 1990 până în prezent. Este un ministru care, plecând de la prevederile constituționale, a lăsat orice inhibiție deoparte și și-a afirmat rolul cu putere, cu tărie, așa cum ar fi trebuit să facă și ceilalți miniștri. Și cred că reforma Justiției și repunerea Justiției în drepturile sale, însemnând asigurarea independenței Justiției, a fost una din misiunile pe care și le-a asumat cu mult curaj și de aceea îl apreciez foarte mult. Dar cum comentați raportul Comisiei de la Veneția? În ceea ce privește raportul Comisiei de la Veneția, aștept să văd raportul. Nu am văzut decât un comunicat de presă, așa încât pe comunicatul de presă nu pot să fac aprecieri, pentru că trebuie să văd motivările profunde. Deci, obiective își propune ALDE pentru europarlamentar. Alegerile pentru europarlamentare se desfășoară pe listă națională. Prin urmare, ceea ce am discutat astăzi cu colegii și am stabilit este ca lista națională să cuprindă candidați din toate zonele geografice, în așa fel încât cetățenii să simtă această legătură cu parlamentarii europeni, care vor trebui, așa cum au făcut și până acum, cel puțin din partea noastră, să dea dovadă de consecvență în a promova și a apăra interesele României în Parlamentul European. Susțineți înghețarea salariilor? Totuși mai concret, ce criterii? Două-trei criterii sau una-două criterii care... Vă pot spune, nu am definitivat lista. Am anunțat că în curând vom definitiva lista criteriilor de selecție. Dar, sigur, candidaturile se vor depune, aș spune, fără niciun fel de reținere și de restricție. Aceste criterii vizează, în primul rând, o pregătire profesională pe un anumit domeniu, o pregătire solidă și o carte de vizită profesională, activitatea politică până în prezent, modul în care au comunicat în public proiectele individuale pe care le-au promovat și le-au susținut, rezultatele concrete pe care le-au avut. Încă o ultimă întrebare. Susțineți înghețarea salariilor? Aveți dumneavoastră o propunere în acest sens? Și nu știu eu sau la ce vă referiți. David, de documentul trimis Comisiei Europene. Documentul trimis Comisiei Europene, pe care eu nu l-am văzut, nu am primit o informare de la guvern în acest sens. Nu angajează absolut nimica, niciun fel de înghețare, pentru că economia românească este într-o perioadă de creștere puternică și această creștere a produsului intern brut nu este pentru a figura în statistici pe primul loc al clasamentului de creștere economică în Europa. Această creștere economică trebuie să se reflecte în puterea de cumpărare a cetățenilor, fie că e vorba de salariați, fie că este vorba de pensionari, așa încât sub nicio formă nu poate fi vorba de o înghețare a salariilor, atâta vreme cât economia crește susținut și anul acesta, ca și anul trecut, vom avea rezultate foarte bune și ele trebuie, așa cum v-am spus, să se regăsească în ceea ce numim până la urmă, dincolo de puterea de cumpărare, ca oamenii să înțeleagă, în salarii și în pensii. Domnule Avram, ați fost reconfirmat în funcția de președinte, pentru că ați venit cu un program sau cu niște obiective pe care le-ați prezentat. Evident, evident. Cel puțin pentru primii 2 ani din mandatul de 4 avem câteva obiective în vedere. În primul rând, noi ne propunem să rămânem o filială de top. Ca să rămâi o filială de top în ALDE, unde concurența este la ea acasă, va trebui ca ceea ce ne-am propus pentru următorii 2 ani să le și realizăm. Ne-am propus pentru europarlamentare un procent de 14-15%, deci cu 2 cifre, potrivit structurilor organizatorice din teritoriu, pentru că avem așa ceva. Iar pentru alegerile prezidențiale, evident că vrem să terminăm pe primul loc în țară. Deci obiectivele noastre sunt de această dată maximale, tocmai pentru a ne păstra poziția de filială top la nivelul național. Vreau să revin asupra subiectului pe care l-a indicat doamna sau domnișoara cu salariul. Da. Ce doream să adaug? Aș spune 2 lucruri. În primul rând, ponderea salariilor în buget în România, să știți că este mai mică decât în celelalte țări europene. Și obiectivul nostru și ambiția noastră este să creștem puterea de cumpărare a românilor, deci să ne apropiem de standardele de viață din Occident, așa încât nici pomeneală să discutăm despre blocarea salariilor. Uniunea Europeană sau Comisia Europeană nu cere așa ceva, nu are de ce să ceară și ce pot să vă spun, că în ultimii ani România a avut o evoluție ascendentă, care trebuie continuată. În momentul de față, dacă memoria nu mă înșală, suntem la aproximativ 63% echivalent putere de cumpărare din media Uniunii Europene. Deci, când vorbim de criterii de convergență, ne referim și la acest element și aceasta este tendința care va continua în România. Cu alte cuvinte, pentru toți românii, dar și pentru inclusiv dumneavoastră ca oameni de analiză în presă, trebuie să aveți în vedere că românii, din punctul meu de vedere și nu numai al coaliției care guvernează astăzi România, nu putem să lăsăm România să rămână o țară care este competitivă mai cu seamă prin nivelul mic al remunerării forței de muncă, adică al salariilor scăzute. Tendința aceasta va trebui să continue. De ce? Pentru că altfel nu o să putem frâna în niciun fel exodul forței de muncă, fie înalt calificate, fie mediu sau slab calificate. Deci dacă vrem să ne ținem forța de muncă acasă, trebuie să fie bine plătită. Altfel, oamenii se bucură și, cum este și firesc, de drepturile pe care le au în calitate de cetățeni europeni și își aleg, unii dintre ei, locuri de muncă care sunt mai bine remunerate. Deci nu are rost să ne plângem că pleacă oamenii. Vrem să nu plece, atunci ar trebui să-i plătim. Și aceasta, să știți că este o abordare extrem de liberală. Da? Pentru că înseamnă competiție și competiția pe care România este obligată să o facă este cu celelalte țări care plătesc mai mult. De aceea, activitățile cu valoare adăugată importantă vor fi cele care se vor bucura de sprijin din partea Guvernului în continuare. Sunt probabil o serie de sectoare care astăzi se bazează pe forță de muncă intensivă și care nu știu dacă vor mai putea să rămână competitive în viitor. Eu trebuie să luați în calcul ca să vă rupeți la un moment dat de PSD și să continuați de unii singuri cursa în politică. Ținând cont, eu știu, dar... Nu văd rostul acestei întrebări. Nu vedeți vreodată aceste întrebări? Păi mă gândesc că poate vreți să decontați la un moment dat sau să nu decontați ceea ce se întâmplă în... Am înțeles întrebarea, dar am spus că nu văd rostul ei și n-am intenția să fac alte comentarii. Domnule președinte, unii, știu, autorități din ALDE, din grupul european, ALDE, au fost supărlați să, pe 9 noiembrie, să discute o eventuală punere în discuție a dumneavoastră, a grupului dumneavoastră, dacă rămâne sau nu în grupul ALDE. Dumneavoastră sau doamna europarlamentară, Nicolai, dacă puteți să ne spuneți ceva de grupul asta. Nu știu ce se întâmplă, că văd mereu formula asta... Nu, formula asta cu europarlamentar. Aș prefera să spunem parlament. Are un parlament, deputat în Parlamentul European. Membru al Parlamentului European. În fine, am văzut zilele trecute o declarație a unui domn de la USR. Acești domni de la USR au bătut la poarta ALDE și au fost refuzați, pentru că în luna aprilie acestui an a venit o delegație din partea ALDE Europa și am avut discuții cu ei și știu că s-au întâlnit și cu cei de la USR care doreau neapărat să devină membri în ALDE Europa. Ca urmare a acestui demers, cei de la Birou Executiv ALDE Europa au făcut un raport și în urma raportului au stabilit că lucrurile rămân așa cum sunt. Adică noi suntem membri ALDE și USR-ul nu a fost primit. De atunci USR-ul ce face? Încearcă să ne denigreze pe noi în dreapta și în stânga, încearcă să a bătut la poarta altor grupuri parlamentare din Parlamentul European, doar i-a primit cineva și până acum nu i-a primit nimeni. Bine, nu i-a primit nimeni pentru că sunt un partid de-abia format și care, după părerea mea, are un profil de partid neomarxist. Și vă explic și de ce. Pentru că partidele democratice folosesc instrumentele democratice în activitatea politică. În momentul în care te manifesti ca partid în stradă, prin atitudini violente, în momentul în care susții violențele de stradă, sau în Parlament, în momentul în care te manifesti cum se manifestă ei și în Parlament, și tot timpul viața publică, aceasta este eticheta care li se pune pe frunte și foarte mulți or să stea departe de ei. S-ar putea să se ralieze la grupul partidelor de stânga comuniste din Parlamentul European dacă vor accede în Parlamentul European. Da, nu e treaba mea. Dacă vor fi primiți și nu pot decât să adaug un singur lucru, constat, își doresc au această dorință de a intra în ALDE, dar constat primit la Bruxelles toate declarațiile, absolut dezinformări și toate declarațiile liderilor ALDE, încercând să decredibilizeze ALDE. Nu este cazul, e un demers tipic USR, pentru că știți foarte bine că ceea ce îi caracterizează nu este dialogul politic sau opiniile politice, ci un anume tip de ostentație și agresivitate de care ALDE nu are nevoie și s-a și desolidariza. Dar vreau să vă, cu permisiunea noastră, vreau să vă întreb sau să confirmați dacă un oficial din ALDE Europa a declarat că pe 9 noiembrie se va discuta subiectul. Dar am văzut și eu acea declarație a domnului Din. Am avut după aceea o declarație cu domnul Hans Van Balen, care este președintele ALDE, și domnia s-a declarat clar că nu știe despre acea declarație, iar angajarea ALDE Europa o face președintele sau care nu este deloc acel oficial. Nici nu știm dacă există acel oficial în structura administrativă a partidului, dar structura politică nu a făcut și cu siguranță nu va face astfel de declarații. ALDE este construit ca orice partid, are un președinte, are un birou și nimeni din conducerea ALDE nu a făcut declarații care să confirme acea pretinsă afirmație. Vom clarifica la Bruxelles dacă este chiar o persoană existentă în staful ALDE, probabil un funcționar, dar nu suntem siguri că există. Dacă îmi permiteți, având în vedere că suntem la Bacău și respectiv în Moldova, având în vedere dezvoltarea pe care domnul Tăriceanu susține că este reală, aș vrea să știu dacă partidul ALDE are obiective pentru zonă, sau mai bine zis, nu neapărat pentru Bacău, ci pentru Moldova. Dacă sunt proiecte care ar putea ajuta această zonă a țării, care este evident mai rămasă în urmă. Da. Să știți că eu nu susțin din punct de vedere personal o anumită performanță economică, ceea ce vă transmit dumneavoastră sunt date care figurează în statistici, deci nu este o apreciere subiectivă. Cred că statisticile nu le putem pune sub semnul îndoielii. Acum, în ceea ce privește Moldova, chiar astăzi, o serie de colegi de-ai mei care au luat cuvântul au vorbit cu insistență foarte apăsat, în principal de proiectele de infrastructură. De infrastructură de transport, aici vorbim de traseele pe care le cunoașteți, de autostrăzi care sunt cerute pentru ca Moldova să poată să se racordeze mai bine la circuitele economice din țară și din regiune, în așa fel încât să poată să recupereze decalajele care, din păcate, o separă de alte regiuni din România. Dar eu cred că aici ar trebui să vorbim. N-am făcut astăzi o discuție detaliată despre aceste subiecte. Eu cred că aici ar trebui să vorbim, în primul rând, așa cum spuneam mai devreme, de viitorul dezvoltării economice, care trebuie să se axeze pe activități cu valoare adăugată. Pentru acest lucru, o piesă esențială în angrenajul economic îl reprezintă învățământul, cercetarea, dezvoltarea, inovației. Și acest lucru se face în toată lumea, în jurul centrelor universitare. Deci, Iașiul are o tradiție îndelungată la acest capitol. Moldova are această, eu știu, mândrie de a avea cel mai vechi centru universitar din țară. Celelalte orașe importante din Moldova și-au dezvoltat centre universitare care, după părerea mea, vor trebui să fie stimulate și să contribuie la dezvoltarea economică. Pentru că, ca să fiu bine înțeles, nu putem să rămânem multă, sau nu o să mai putem să rămânem multă vreme cu industrii de genul lon, care folosesc forța de muncă intensivă, pentru că nu mai suntem, pe măsură ce cresc salariile, și ați văzut deciziile pe care le-am luat de creșterea salariului minim, nu vor mai lăsa multă competitivitate acestor întreprinderi. Deci trebuie să ne reorientăm către altceva. Și aici, ca să fiu iarăși foarte bine înțeles, nu trebuie să preluăm toate etapele de dezvoltare industrială pe care celelalte țări le-au parcurs. Trebuie să sărim aceste etape și să ne inserăm în fluxurile economice actuale, care, așa cum vă spuneam, se bazează alte tehnologii, pe tehnologii moderne, pe informație, și unde cei care au învățământ puternic performează. Și Iași a început, în acest sens, după părerea mea, să se afirme. Și trebuie urmat exemplul Iașiului. Bacău e un oraș care are o structură industrială puternică, care a dovedit că poate să facă față competiției. Sunt aici câteva întreprinderi fanion, cum este, de exemplu, Aerostarul, care a arătat cum se face conversia de la ceea ce era industria înainte de 1990 și ceea ce este astăzi. Și nu e singurul. Noi am mai fost împreună la diferite întreprinderi din județul Bacău și pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută. Din păcate, îmi permit să spun, din păcate, în presă e un dicton pe care îl știți mai bine decât mine: good news, no news. Și performanțele astea, care sunt, eu știu, demne de semnalat, sunt puțin mediatizate. Sunt mediatizate accidentele, eu știu, calamitățile și alte lucruri care, sigur, provoacă senzație, dar exemplele astea bune, din păcate, prea puțin sunt promovate. Domnule președinte, putem spune că evenimentul de astăzi, la data de vară, a însemnat intrarea în competiție a dumneavoastră pentru lupta esențială? Nu, am anunțat că, în primul rând, pentru alegerile pentru Parlamentul European, de-abia vom definitiva în perioada următoare criteriile și în ceea ce privește alegerile prezidențiale, nu am vorbit. Chiar dacă unii colegi au făcut această referire, dar nu am vorbit de o candidatură. Cel mai probabil anul viitor, la începutul anului viitor, va trebui să ne hotărâm la nivelul partidului cum procedăm. Sunteți oricum cea mai bine situată în alianță, de departe. Da, e adevărat. Sondajele arată acest lucru, Dar cred că e prea devreme să vorbim despre competiția prezidențială de la... Suntem mai mult preocupați de realizarea programului prin care Guvernul s-a angajat în fața Parlamentului și în fața țării. Sunt o serie de alte obiective pe care dorim să le realizăm și pe care ne concentrăm în perioada următoare. Sunt întrebări, dacă nu, mai sunt întrebări, vă rog să le puneți, pentru că asta e în cadra alocat conferinței de presă. Dacă domnul Avram, da. Să fac o scurtă adăugare, pentru că este gol de presă și pentru că aș vrea să vorbesc de câteva demersuri pe care le-am făcut împreună. A fost o întrebare pe tema asta. Așadar, noi am avut întâlniri cu Ministrul Transporturilor, cu președintele Companiei Naționale pentru Drumuri, cu Ministrul Finanțelor, cu directorul Comisiei Naționale de Prognoză, care, potrivit legii, are atribuții în ceea ce privește parteneriatul privat. Și după toate aceste discuții, am făcut o concluzie cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, ca să vedem care este calea de urmă. Obiectivul a fost legat de proiectele investiționale pentru 2019. Astfel încât, ca să le rezum, ele se referă la mari investiții de infrastructură. E vorba de modernizarea șoselei care leagă București de Roman și de Suceava, cu extinderea ca drum expres pe zona Roman-Suceava, dar și modernizarea și lărgirea drumului care leagă București de Roman. Și cu siguranță șoseaua de centură a municipiului Bacău. Al doilea proiect, care nu privește direct Bacău, dar care este foarte important pentru Moldova și care este deja în faza de licitație, este drumul expres care leagă Iași prin Târgu Frumos de Botoșani. Celelalte două care merg în paralel sunt autostrăzile. Prima, Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Târgu Mureș. Și a doua, ramificație de la Târgu Neamț prin Bacău spre Brașov. De la bun început vreau să vă spun că nu este nicio competiție între cele două. Singura competiție va fi modul în care fiecare din autorii proiectelor va ști să-și le deruleze mai departe. Pentru porțiunea Ungheni, Iași, Târgu Neamț, se pune problema parteneriatului public-privat. De aceea am avut discuții cu domnul Ghizeanu. Acolo, caietul de sarcini va fi înaintat în cel mai scurt timp din partea Ministerului Transporturilor către Comisia de Prognoză. Avem promisiuni ca până la sfârșitul anului viitor să se selecteze un partener pentru acel tronson. Pentru celelalte două, am în vedere Târgu Neamț, Târgu Mureș și Bacău-Brașov, se elaborează caietele de sarcini care să se pună pe seamă pentru licitații în ceea ce privește studiile de fezabilitate reactualizate și celelalte chestiuni care țin de fazele prealabile investiției. De asemenea, cred că foarte important este și modul în care vom aborda amenajările hidroenergetice. A fost o discuție care trebuie continuată, făcută de doamna prim-ministru aici, în județul Bacău, în localitățile afectate și mă refer aici, în principal, la oraș. Noi am avut o discuție pe care am făcut-o cu doamna Dăncilă, am cerut ca dânsa să vină în Moldova și înainte de depunerea proiectului legii bugetului în Parlament, pe care Ministerul Finanțelor estimează în a doua jumătate a lunii noiembrie, dânsa să vină aici împreună cu miniștrii de resort și să ne vorbească în mod efectiv de proiectele care se adresează Moldova. Mulțumesc că asta a fost. Da. Cred că dacă vorbim de proiecte pe Moldova, știți că există o listă de proiecte aprobate la nivelul Guvernului, proiecte de anvergură națională. Cred că unul din proiectele mari care va trebui promovat și pus în operă este canalul Siret-Bărăgan, care este realizat într-o anumită proporție. Nu știu exact să dau cifra, dar e o lucrare majoră de interes național care va avea, evident, o influență benefică la nivelul agriculturii județelor pe care le parcurge, de la nord la sud, Și România, vedeți, nu știu dacă Ministerul Agriculturii a dat datele definitive privind producțiile de cereale pe anul acesta, pentru că venind astăzi dinspre București am văzut că recoltarea porumbului este încă în desfășurare în județele pe care le-am parcurs și inclusiv la Bacău. Dar România obține în ultima perioadă, datorită tehnologiilor moderne pe care le folosește în agricultură, producții deosebit de mari. România se profilează ca o mare putere agricolă în Europa. Potențialul maxim nu a fost atins. Dar ca să atingem acest potențial maxim, sigur că sistemul de irigații este esențial. Spre deosebire de canalul de navigație București-Dunăre, care este o pură inerție și o creație a minții bolnave a lui Ceaușescu, sunt proiecte importante de infrastructură, cum este canalul de irigații Siret-Bărăgan, care, sunt convins, va avea o importanță și o influență economică deosebită și care trebuie inclus în lista marilor proiecte care țin de Moldova și la care colegii mei, parlamentarii de Moldova, sunt foarte atașați, cum e și normal. Cu toții suntem conștienți de acest decalaj care s-a produs și care trebuie încercat a fi diminuat în plan economic, social, între Moldova și alte regiuni istorice ale României. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Deci, componența biroului o să vă transmită că ne-i